Bună dimineața, dragii mei! Fiți atenți la Antena 3 Vâlcea, matinal cu Mădălina Mitu! Vă spune Elena Ghițulete! Vă spun bună dimineața cu drag, oameni harni și matinali! Sunt Mădălina Mitu și vă invit la o nouă ediție matinală. Dar înainte de a vă prezenta invitata mea de astăzi, vreau să vă spun că un suflet liber este un suflet care iartă, care nu poartă încărcătura suferințelor și a dezamăgirilor. A ierta înseamnă libertate și fericirea supremă. Iertați, dragii mei, și fiți fericiți și bucuroși pentru fiecare clipă. În această dimineață ne calcă pragul o femeie superbă. Când spui frumusețe, spui olteancă. Provine dintr-o familie iubitoare de folclor, tradiție și port popular. Având la bază încă de micuță muzica și timpul liber, el a dedicat cântecului. Să o cunoaștem mai bine și să-i spunem bună dimineața solistei Carmen Elena Budulan. Bine ai venit, draga mea! Bună dimineața, draga mea, Mădălina! Bună dimineața tuturor telespectatorilor și bun pășit așa în casa voastră. La mulți ani în noul an. La mulți ani. Chiar este prima emisiune și primul pact, așa, impact cu publicul. Și pe această cale vă mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul, Carmen, vreau să te întreb, de unde vii tu mai exact din zona Olt? Vai, de unde vin în dimineața asta? Că dacă spun de unde vin și cu ce grab am venit ca să ajung aici la voi, vin tocmai din Vădăstrița, o comună frumoasă, aproape de Dunăre. Nu sunt frumos. Decât 100 și ceva de kilometri. Să știi că m-am trezit la ora 5 de dimineață ca să fiu cât de cât punctuală la voi în emisiune. O comună frumoasă, așa cum am spus. Ai multe amintiri legate de acea zonă. Da, pentru că acolo mi-am petrecut copilăria, acolo am văzut, primele raze ale luminii și ale soarelui. Și, într-adevăr, mă leagă multe, multe amintiri frumoase de locul copilăriei mele. De ce ți-aduci tu așa cel mai aminte așa cu drag din copilărie? Care este amintirea care ți-aduce zâmbetul pe buze? Cred că tot ce este legat de, de muzică, de primii pași făcuți așa în această... La ce vârstă ai început, Carmen? Cred că destul de fragedă, ca și copilărie, spun. Cred că până am început să vorbesc, să spun primele cuvinte, să redau ceea ce auzeam, cred că destul de devreme. Spui asta pentru că părinții tăi, din ce am înțeles eu despre tine, sunt cântăreți și ei sau ți-au insuflat oarecum? Ei au fost doar purtători de cântec, l-au interpretat, nu l-au dus mai departe, dar au așteptat așa de la mine și de la sora mea, pentru că mai am o soră care și ea iubește cântecul, dar din păcate și-a îndreptat activitatea către altceva. Așa că și rolul părinților a fost foarte important. Ea ce face? Lucrează cu totul și cu totul altceva. Iar tu te ocupi strict și doar de muzică sau mai ai și un alt domeniu de activitate? Nu, din păcate am renunțat la domeniul meu de cadru medical și acum mă ocup doar de meseria mea de interpret de muzică populară. Am înțeles, Carmen. Dă-mi voie, te rog frumos, să vorbesc puțin și cu matinalii mei, dragi. Vă așteptăm mesajele dumneavoastră pe Antena 3 Vâlcea și, de asemenea, pe Instagram. Dacă aveți comentarii, dacă aveți urări de la mulți ani pentru o persoană dragă care astăzi este la ceas de sărbătoare, vă așteptăm și pe contul nostru de YouTube să ne dați subscribe acolo și puteți urmări toate emisiunile prezentate la Antena 3 Vâlcea. Avem emisiuni care mai de care mai de divertisment, mai de politică, sau de plimbări, așa cum îl știți pe Vali Conea, merge și ne prezintă toate zonele noastre frumoase din județul Vâlcea. Sunt tare curioasă să vă adresez așa o întrebare, dacă tot avem o artistă de muzică populară. Dumneavoastră, ce artiști îndrăgiți de muzică populară? Sunt tare curioasă și cred că și invitata mea, așa că vă așteptăm mesajele dis de dimineață. În continuare doresc să prezint vremea. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării în mare parte vor fi temperaturi de primăvară. Totuși, în zonele montane sunt așteptate intensificări ale vântului. În ciuda temperaturilor ridicate, meteorologii ne sfătuiesc să avem umbrela la noi, pentru că posibilitatea de precipitații este una ridicată în mare parte din țară. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între minus 5 și 0 grade, Masivul Cozia, între minus 4 și 2 grade Celsius, Horezu, între 3 și 8 grade, Brezoi, între
între 4 și 8 grade, Voineasa între 1 și 6 grade, Câinenii între 3 și 8 grade, Băile Govora între 3 și 9 grade, Olănești între 2 și 7 grade, Călimănești între 3 și 9 grade, Drăgășani între 4 și 10 grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 4 și 10 grade Celsius. Alături de mine o îndrăgită solistă de muzică populară, Carmen Elena Budulan, venită din zona Oltenei, așa este, să mai aducem și... Se spune așa, mai Carmen, că oltencele sunt iubitoare, sunt așa iuți. Tu cum ești ca persoană? Sunt atunci când trebuie. Oscilez, nu am momente, nu pot spune că sunt și mențin aceeași linie. Depinde de, nu știu, de împrejurim, depinde de oamenii pe care i-am lângă mine și de ceea ce vreau să realizez în momentul respectiv. Îmi place tare mult costumul tău, este un costum tradițional popular, se vede că are o vechime destul de mare și cred că are și o istorie în spate. Ne poți spune este. Câteva cuvinte despre el? Da, este cartea mea de vizită, așa cum îmi place să spun. Și cred că cartea de vizită a tuturor artiștilor. A tuturor artiștilor, da. În general îmbrac acest costum pentru că provine din zona mea, din Vădăstrița, zona noastră a Romanațiului. Boșcele, cămașă, poale sunt piese ale costumului popular pe care le prețuiesc tare mult. Le achiziționez de fiecare dată când am momentul și unde prind momentul să le achiziționez și de altfel le îmbrac cu drag oriunde merg. Este foarte colorat și îți dă așa o notă de veselie. Da, este boșceaua, că așa se numește aceasta, specifică zonei noastre, unde predomină roșu și toate aceste figuri. Verde, albastru. Da, exact, exact. Și imprimeurile sunt foarte frumoase și de asemenea foarte este foarte frumos. Colorat și sclipicios. Da, și ne punem întrebarea, da, de ce oare sau cum au rezistat, pentru că au într-adevăr o vechime foarte mare. Și cum au rezistat aceste culori și încă cum rezistă? Rezistă pentru că au pus suflet, cu siguranță, atunci când le-au Și am înțeles că nu trebuie spălate foarte des. Nu, avem foarte mare grijă. De multe ori nici nu le îmbrac atunci când plec la un drum mai lung. Le port cu mine și le îmbrac doar în momentul în care trebuie să prestez. Tocmai de aceea, pentru a nu le solicita foarte mult și a nu le toci sau nu a le sagăți cumva ea sau... Un piculeț mai dificil pentru ei, pentru că automat trebuie spălate, curățate și trebuie să adopți o anumită tehnică cu un anumit detergent, temperatura apei să nu fie foarte agresivă pentru pânză. Sunt anumite secrete pe care numai mama mea le știe și o salut și mulțumesc pe această cale. Foarte frumos, Carmen. Carmen, ești măritată? Nu. Nu? Nu. Singurică? Acum singurică? De ce aș putea să stau singurică când singurătatea e atât de urâtă? Ce frumos! Și, da, încercăm să ne facem viața frumoasă și să prețuim fiecare moment, fiecare clipă, pentru că e scurtă, fără prea multă garanție și imprevizibilă. Dar cum, nu știu, cum îți faci tu viața mai frumoasă și îți trăiești tu clipa, Carmen? În primul rând îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că fac ceea ce îmi place, iubesc cântecul, îl dăruiesc în același timp și primesc din partea publicului, dacă nu 100%, măcar un 70% din ceea ce eu dăruiesc. Iar cred că cea mai mare bucurie, nu știu dacă ar putea, ar fi alta. Pe lângă, bineînțeles, prieteni, familie, cunoștințe, toate însumate dau rezultate unei fericiri, pe care, acum să nu exagerăm, sunt și momente unde suntem un piculeț într-un impas, dar trebuie să găsim tot timpul soluția ideală. Mă bucur tare mult să te am în această dimineață și sper că și cei de acasă sunt bucuroși de prezența ta. Mai cu seamă îmi doresc să-mi salut și eu echipa mea de spiriduși în această dimineață prezenți. Bună dimineața, amiți! Ia trimitem tu acel salut dis de dimineață din spatele camerelor. Dragii mei matinali, eu vreau să întreb acum pe artista și invitata mea de astăzi ce zodie este și cum se caracterizează ca om, ca persoană, pentru că urmează ce credeți horoscopul, dar haideți să o întrebăm. Carmen, cum ești ca om tu? Nu știu, cred că așa cum o vedeți, așa cum... Eu nu cred că ești tu așa calmă și docilă. Ba da. Coltencele sunt și foarte iuți și... Eu spuneam, sunt și momente când, într-adevăr, trebuie să ne impunem și să...
ne păstrăm acea verticalitate de care avem nevoie. Dar, în general, sunt o persoană calmă, o persoană la locul meu, reacționez atunci doar când trebuie. Sunt din zodia Pești, deci curând o să mai adaug așa un trandafiraș în uite, poate vei să petreci noastră cu noi. Da, de ce nu? 26 februarie, deci nu mai este mult. Și... ce vârstă? Ne dezvălui sau ții secret? Știi că nu e frumos să întrebi o femeie, dar așa între femei merge, nu știu. Știi? Ții secret? Deja am trecut pragul de 4, știi? Deci anul trecut a fost un 4 în față. Serios? Nu știu, cred că a fost mai, da, a fost nu mai cred. A fost mai trist și mai, nu știu, nu trist. Cum adică un 4 în față? Da. Măi, Romea, uite ce, deja ne-ai pus pe gânduri. Ce vârstă ai? Cum ai făcut curioasă acum? Chiar mai ai făcut am curioasă. Zis că anul trecut a fost un 40, astăzi deja, astăzi pe 26 va fi un 41. Mulțumim. Nu l-am resimțit așa cum spuneam la vârsta de 30. La 30 a fost plânsul, râsul, nu știu, nici nu mi explic de ce. În schimb, la 40 n-am mai fost așa. Sper să nu fie nici de acum în continuare. Și așa cum spuneam, prețuim viața și ne bucurăm de fiecare moment al ei. Mă bucur și îți doresc așa ca toate visele să ți se îndeplinească. Mulțumesc. Și tot ceea ce tu îți dorești să se întoarcă în zecit, știi cum e Doamne vorba. Ajută. Bun, Carmen, haide să o ascultăm acum pe colega noastră Lili Suciu, să vedem ce ne spune la horoscopul prezentat pentru ziua de astăzi. Nu lăsați egoismul și emoțiile să vă învingă mintea, arătați cumpătare, liberați-vă de judecată și fiți atenți, dragii mei matinali, la cei din jur. Lili Suciu, hai, spune-ne pentru fiecare zodie în parte cum stă treaba. Berbec. Acești nativi vor să facă mai multe lucruri pentru ei, iar acest lucru înseamnă că se gândesc serios să înceapă un curs sau să plece într-o călătorie. Vreți cu orice preț să scăpați de stresul de la muncă. Taur. Nativii Taur își fac noi prieteni fiind un adevărat magnet pentru cei din jur. Aveți parte de timp de calitate, iar oamenii pe care îi cunoașteți or să vă ajute foarte mult în viitor, mai ales în carieră. Este timpul să faceți schimbarea la care vă tot gândiți. Gemeni. Nativii Gemeni sunt îndrăgostiți până peste cap și simt că trăiesc o perioadă deosebită pe plan personal. Le este și greu să creadă că lucrurile pot fi atât de roz. Mai bine vă bucurați de situație și nu vă gândiți prea mult la ce și cum. Rac. Astăzi racii au o zi aglomerată, dar fac lucrurile cu plăcere și nu simt oboseala. Dacă reușiți să puneți la punct un plan de acțiune, aveți șanse să terminați mai repede decât ați estimat inițial. Leu. Acești nativi se pregătesc de o călătorie mai lungă pe care o așteaptă de mult timp. Sunt absorbiți de planuri de ultim moment și nu mai au timp de dramele celor din jur. La locul de muncă lucrurile s-au calmat, aveți mai puține responsabilități pentru că ați învățat să delegați. Fecioară. Fecioarele se gândesc la o reconversie profesională. V-ați plictisit de activitățile zilnice, vreți o nouă provocare, noi responsabilități. Aveți grijă însă să nu porniți pe noul drum fără un plan de rezervă și o plasă de siguranță. Balanță. O problemă sentimentală i-ar putea face pe nativii balanță să se simtă neputincioși. Lăsați pe altcineva să preia controlul și așteptați să recăpătați echilibrul emoțional. Scorpion. Acești nativi vor avea parte de un conflict. Oamenii v-ar putea acuza pe nedrept de fapte pe care nu le-ați comis. Încercați să fiți rațional și să vedeți dacă persoanele cu care vă certați au argumente suficient de bune. Săgetător. Nativii săgetători vor avea o zi bună în care vor fi mai visători și mai jucăuși. Ieșiți cu prietenii cu care nu v-ați mai văzut de mult timp și vă bucurați de discuții interesante. Capricorn. Nu sunteți pregătiți să aveți o conversație deschisă cu partenerul vostru chiar dacă el asta așteaptă de la voi. Dacă vă recunoașteți greșelile, ușurați situația. Abțineți-vă de la reacții violente, mai ales la locul de muncă. Ați putea câștiga dușmânia unora și nu este nevoie de așa ceva. Vărsător. O relație bună cu colegii vă aduce la îndeplinirea sarcinilor mai complicate în plan profesional. Conexiunile și relațiile vă pot ajuta să avansați, iar în dragoste nu sunt probleme majore. Trebuie doar să acordați mai mult atenție partenerului. Pești. Sunt posibile probleme în dragoste la pești, nu intrați în panică însă. Aveți răbdare pentru că sunt situații asupra cărora nu puteți avea nicio influență. Amânați unele obligații pentru săptămâna viitoare. Ghicitoarea noastră în stele și în planete, vrăjitoarea noastră, dragă Lili Suciu, îți mulțumesc din suflet pentru horoscopul prezentat pentru această dimineață matinalii mei. Mă bucur tare mult să fiu în fața dumneavoastră, sper că și dumneavoastră, și vreau să vă bucurați din plin și de invitata mea de astăzi.
venită tocmai din Oltenia, de acolo. Discutăm despre viața ei, despre tot ce a petrecut și cum a petrecut, cum este pe scenă și în viața personală. Carmen, vreau să-mi spui așa și să-mi povestești. Când ți-ai dat seama că trebuie să ajungi tu să cânți? Și de ce? Foarte important. De ce n-ai ales, știu, să te faci doctor sau... Să știi că primul gând acesta a fost un piculeț o luptă între părinții mei. Tatăl meu își dorea foarte mult să devin solist de muzică populară. Mama își dorea foarte mult să devin cadru medical. Da, nici nu știu cum am dat-o, dar da. Am urit-o. Eu uite-l cerut de Romeo, că știe că întotdeauna mă uit așa la oameni și îmi dau seama ce fel de persoane sunt și ce gânduri sau vise au avut. Să știi că de multe ori și părinții își pot influența, eu știu, pot influența cariera copiilor. Eu nu zic, le mulțumesc amândurora pentru gândurile bune. Am încercat și a fost o tentativă ca și asistent medical. Am terminat studiile, am activat timp de 12 anișori. Deci ai terminat până la urmă. Da, sigur. Muzica rămăsese deja într-un colțișor al sufletului meu. Ea a fost prima dragoste, ce-i drept. Am decis, cred că la vârsta de 25-27 de ani... Să cânți? Să renunț la biculeț, să fii asistentă și să... Și să-mi continui activitatea de solist, de muzică populară. Era ceea ce-mi doream cel mai mult. Aș fi rămas cu regretul, pentru că dacă aș fi luat decizia un biculeț mai târziu, cu siguranță... m-ar fi măcinat toată viața. Iar de muzică n-aș fi putut să stau niciodată departe. Cei drept nu am stat nici în momentul în care activam ca și asistent medical, pentru că paralel le combinam. Da? Și cum făceai față? Și acolo, și acolo? Nu e ușor. Știi cum e, Madalina? Când vrei și îți dorești ceva cu adevărat, reușești. Așa că nu cred că... A fost și este într-adevăr un sacrificiu, dar... Și beneficiile sau, eu știu, bucuria pe care tu ți-o obții de la aceste dorințe și idealuri ale tale îți aduc acel bun și acel zâmbet. Hai să vedem zâmbetul și pe fața matinalilor. Noi nu-i putem vedea, dar ei ne pot urmări pe noi. Dar să le aducem zâmbetul pe buze cu primul tău videoclip muzical, dragii mei matinali, să vedem cât este de talentată Carmen. După care revenim, rămâneți alături de noi că mai avem să o descoasem.
și lacrimi în curg, n-am la cine să mai strig mai. Cu dor mi-a adus aminte că bunicu mai înainte mă plimbă cu trăsioara de răsuna ulicioara și îmi spunea în gura mare, asta-i casa lui putare. Și oala cu jărăgăi și la cimitir plecai măi. Să dămâi bunicul meu să-mi ierte Dumnezeu. Lacrimi și roiesc pe față că nu l-am mai prins în viață. În genunchi mă plecai și cruceai o sărutai. I-a prins o lumânare, plângând-mi cerul iertare. Tu, tăicuță, să mă ierți și din lumea celor drepti măi. Să veniți că mi-o fi greu de-a supăra capul lui meu. Da, doamnelor și domnilor, și frumoasă și talentată, mai Carmen. Vreau să te întreb, ai participat și la ceva concursuri, festivaluri? Ce premii ai câștigat și de care ești mai mândră? A fost o perioadă așa din copilărie, unde am participat și la festivaluri, am câștigat și premii. A fost o perioadă când, nu știu, ca și copil, încerci să te modelezi un piculeț, să-ți creezi o bază, să însușești anumite chestiuțe din aceste festivaluri și cred că e benefic pentru fiecare copil în parte să o facă. Am făcut-o și eu, cum am spus, am participat, am câștigat și apoi au urmat alte, eu știu, înregistrări și alt drum pe care a trebuit să-l parcurg. Cu ce ansambluri sau artiști de renume ai colaborat, Carmen? Am colaborat o perioadă cu ansamblul Maria Tănase, după care mi-am găsit locul tot la mine, la Olt, la Slatina, la ansamblul profesionist Doina Oltului, în 2017. De atunci activez în acest ansamblu și mulțumesc pe această cale întregului colectiv, mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și care ne sunt alături. Mulțumesc pe această cale tot stafful și toată familia noastră din Slatina, ansamblul folcloric Doina Oltului. Îi salut și eu cu drag, îi cunosc foarte bine și mă bucur tare mult. Sper în viitorul apropiat să am câțiva reprezentanți ai acestui ansamblu foarte, foarte buni. I-am auzit la un eveniment când au cântat și efectiv m-am făcut piele de găină și chiar îmi doresc tare mult ca în viitorul apropiat, poate la edițiile mele speciale, să-i invit cu mare drag ca să fac și rima dimineții. Carmen, cum arată o zi din viața ta? Pe drumuri. Pe drumuri, a? Da. Călătoresc foarte mult, mă împart între serviciu, casă și alte activități, așa cum trebuie să ajung, cum am ajuns și în această dimineață, țina voastră. Și încă o dată mulțumesc pe această cale, pentru că sper că aici. Te simți bine, sunt o gazdă caldă, primitare, nu deja sunt cu injecții. Deja de la început am ajuns eu așa pe grabă, mi-ați fost alături și m-ați încurajat, mulțumesc.
Da, la noi toți artiștii când vin îi punem să facă sport. Urcă 99 de trepte, îi încălzim fizic și apoi vocal faceți câteva vocalize. Da, dacă eu aș face activitatea asta în fiecare dimineață, poate că n-aș fi venit aici cu 140 de bătăi cardiace. Las că e bine, sportul înseamnă sănătate, mișcarea face bine. Nu, Miță, noi în fiecare dimineață. Uite, Mița al nostru, de câte ori urcă el aceste trepte, nu-ți spun. Dacă are vreo câteva știri de făcut și câteva emisiuni de filmat pe teren, s-a terminat. Nu-i mai trebuie sală, nu-i mai trebuie nimic, deja are pătrățele, un colac. Da, spuneam, investiție bună, dragii mei, matinal, pentru colegii benefic. Mei. Da. Eu zic să facem un fel următor, Carmen, să-ți ascultăm și cel de-al doilea videoclip muzical, sigur, după care mai discutăm puțin. Rămâneți alături de noi, că am o surpriză pentru invitata mea. Știți dumneavoastră ce urmează la final, da? Rămâneți, imediat revenim. Toată viața-i mulțumesc Dumnezeului ceresc, că mi-a împlinit visul drag să fiu mamă de băiat. De când ai venit pe lume, tu ești totul pentru mine și mi-ești cel mai mare dar. Nu-mi trece viața în zadar, ești copil printre copii, rodul dragostei din tâi. Îmi ești fructul tinereții, îmi ești împlinirea vieții. Mită ocrotii odor, ca un înger păzitor, și oriunde ar duce soarta, rămâi băiatului mama. Datoria mea de mamă e să-ți închin viața toată, ca să ai copilărie, ești a mea minunăție. Am în suflet bucurie că-mi semeni fiule mie, chip frumos isteți la minte și o să izbândești oriunde. Ești copil printre copii, rodul dragostei din tâi. Îmi ești fructul tinereții, îmi ești împlinirea vieții. Mită-i ocrotii odor, ca un înger păzitor, și oriunde ar duce soarta, rămâi băiatului mama. Mamă ca mine ar face orice pe lume, ar pierde și nopți de somn, băiatul să ajungă om. Eu îți spun, copile, ție, să fii om de omenie, că mama mult te iubește și-n tine-mi pune o nădejde. Ești copil printre copii, rodul dragostei din tâi. Îmi ești fructul tinereții, îmi ești împlinirea vieții. Mită-i ocrotii odor, ca un înger păzitor, și oriunde ar duce soarta, rămâi băiatului mama. Carmen, melodii și videoclipuri foarte frumoase, așa de suflet. Vreau să te întreb, știu că ai un album muzical. Ne poți spune despre el, cum ai reușit să-l faci? Știi că, din ce știu eu, nu este foarte ușor să realizezi un album muzical. Sunt două albume muzicale. Deci activitatea deja mare. Deja lucrăm la cel de-al treilea. Așa că activitatea... Deci nu te joci deloc. Nu. Chiar dacă eu alerg foarte mult, dar alerg cu folos, așa se zice. Da, sunt deja două albume. O poveste aș vrea să spun, în 2013, realizată cu orchestra din Pitești, dirijată de maestrul Virgil Iordache.
2019, Omule cu gânduri multe. Ia uitați, aici aveți lansarea albumului Omule cu gânduri multe, care alături de colegii mei de la ansamblu Doina Oltului, pe 17 mai 2019, mi-au fost alături la sala Eugen Ionescu. Două albume care izvorăsc din adâncul sufletului meu. Am pus multă dragoste, mult efort și iată deja sunt în atenția publicului de câțiva anișori. Omule cu gânduri multe, un album unde și-a pus amprenta ca și maestrii dirijori domnul Cristian Dumitru, dirijorul de la ansamblul Doina Oltului pe care îl salutăm. Domnul Virgil Iordache. Da, la fel, îl salut și pe dânsul. Sigur că da, o serie de instrumentiști, textieri. Doamna Rozica Petria, sigur, doamna Rozica Petra, oameni dragi cu care am colaborat și produsul final. Uite și pe prietenul nostru Ion Drăgan. Salutări. Sigur că da, v-am trimis o serie de fotografii așa într-o ierarhie, să zicem, a anilor. Tu contribui la text sau linie melodică sau îi lași pe ei să-și facă? Sigur, sunt piese unde și eu mi-am pus amprenta și am, cel puțin din primul album, o poveste aș vrea să spun, cred că majoritatea cântecelor, atât text și linie melodică, mi-aparțin. Apoi am dat prioritate oamenilor care știu să facă asta cu adevărat. Și, dar de multe ori și eu vin cu idei, mă consult cu specialiștii și dăm... Ce dorințe ai pentru noul an, pe plan personal și profesional? Vai, să termin cel de-al treilea album, să-l aduc în fața publicului, să aduc, nu știu, atâta fericire pe în sufletul lor, pentru mine, de altfel, și să, nu știu, să-l mediatizez, să-l promovez, să ajung acolo unde trebuie. Și să ne țină Dumnezeu sănătoși, pentru că asta e cel mai important, să fim sănătoși, că putem realiza de toate. Și bineînțeles, nu pot să te las așa, că eu scârcotaș și cei de acasă mă cunosc tare bine. Pe plan, zic pe plan personal, cum stă treaba, ce dorințe ai? Lasă acum munca, dar și inimioara. Da, am zis că sunt, nu? Deci singurică nu sunt, că am zis că e păcat să treacă așa viața pe lângă noi. Dar eu am zis că atunci când va fi momentul, o să fie și acel ceea ce tu gândești. Și îți mulțumesc, într-adevăr, familia este foarte importantă, are rolul ei și toate se vor concluziona, eu știu, într-un anumit timp. Știi cum e? Asta trebuie să faci când simți. Deja, degeaba societatea te împinge să intri în această normalitate de care toată lumea spune că măi, la vârsta aia trebuie să faci aia și aia. Astea sunt lucruri care se întâmplă când soarta, destinul și tu vrei. Niciodată nu e bine să te iei după ce îți spun toți ceilalți și fac presiune asupra ta, din punctul meu de vedere. Da. Un act poate uite-ți. Să... Da, așa este. Carmen, vreau să te invit alături de mine, pentru că emisiunea ușor-ușor ia sfârșit și nu înainte de toate de a-ți oferi acest citat motivațional, Karma Matinalului, așa o numesc eu. Trebuie să extragi un bilețel, tu o să-l citești în mintea ta, te gândești cum să-l caracterizezi. Și eu o să-mi iau așa gale rămas bună de la matinalii mei dragi care ne-au urmărit la această oră. Vă mulțumesc din suflet pentru toată atenția acordată. Îmi salută toți telespectatorii fideli și nu numai, pe toți cei care ne urmăriți și credeți că eu fac ceea ce trebuie și aduc în atenția dumneavoastră doar oamenii frumoși și talentați, așa cum îmi place mie, oameni de nota 10 cu povești de viață frumoase care să ne inspire să devenim în varianta noastră cea mai bună. Ia să vedem, Carmen, ce ți-e rezervă ție? Vai, nu știu cum ați nemerit. Păi ți-am spus, este karma matinalului. Ia să vedem. Da, deci spune așa, da? Da, te ascult. Experiența este cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Asta spune legea lui Vernon. Și nici nu poți copia, eu am o vorbă. Da. Deci ce-ți dă viața, că acum, uite, mă bag peste tine, dar asta mi-a venit mie acum în minte și îmi fuge repede, nici nu poți să copiezi la ceea ce-ți dă viața, așa că trebuie să
înfrunți și să înveți fără să poți să copiezi. Sau există chestia aia, înveți de la cei din jur ca să nu pățești și tu la fel ca ceilalți. Dacă înveți ceva, dacă vrei să te lovești cu capul vorba aia, exact. De pragul de sus îl vezi pe ăla de jos. De multe ori să știi că avem de învățat din experiențele altora, dar și din experiențele noastre. Și toți suntem dispuși să greșim, toți suntem dispuși să și remediem în același. Și să nu repetăm greșelile, dragii noștri matinali. Carmen, îți mulțumesc din suflet de prezență. Eu îți mulțumesc, draga mea. Sper că te-ai simțit bine alături de mine. Eu zic așa, că sunt o gazdă primitoare. Mie nu-mi plac injecțiile alea de la alte matinale, cum sunt pe la alții, să facă invitații să se simtă stânjeniți, chiar dacă aduc zâmbete pe buzele celor care ne urmăresc. Mie îmi place să se simtă toată lumea bine, că așa trebuie în viață, să aducem bucurii și nu tristețe în sufletul oamenilor. Mulțumesc, draga mea, Mădălina, mulțumesc întregii echipe, sunteți minunați, mulțumesc pentru invitația adusă în această dimineață, mulțumim telespectatorilor, iar aici, în casa Antena Vâlcea, Antena 3 Vâlcea, să fim cât mai prezenți și cât mai... Cât mai mulți. Cât mai activ, da. Cât mai mulți și asta cât mai activ. Asta pentru că Mădălina, ceea ce face, face cu drag, cu suflet și se vede. Într-adevăr, zâmbetul este original, este natural, iar noi, într-adevăr, ne simțim extraordinar. Încă o dată, mulțumesc. Mă bucur tare mult. Mulțumesc și eu din suflet și pentru și de final, așa, vă las în compania solistei Carmen cu ultimul videoclip muzical pe care vi-l dedicăm din tot sufletul. O zi bună, la revedere! Pup. Mai vino la sărutat, măi. Vino, neică, încetişoare, că-mi stă măicuța în pridvoare, nu mă lasă să-ți duc doar, măi. Ci că-i altul mai bogat, de acelea din al meu sat, băiatul primarului, că e fruntea satului, măi. Și că-i altul mai bogat, de acelea din al meu sat, băiatul primarului, că e fruntea satului, măi. Iubit cu unul frumos sărac, numai să-l iubesc cu drag, măi. Și eu vreau să mă mărit din dragoste și iubit cu unul frumos sărac, numai să-l iubesc cu drag, măi. Thank you.
ești măicuța bună, dar nu-mi iau dragostea-n glumă. La iubit nu mă tocmesc și ce iubesc prețuiesc, mă. Și averea o facem noi, măi.